Școala este continuarea educării de acasă. Școala învață anumite lucruri, iar acasă tot ceea ce ține de viitorul lui, de comportament în viață, de morala creștină, acasă se învață. Școala îl pregătește pentru altceva în viață. Iar trebuie să înțelegem foarte clar că fiecare avem un har, un dar și o mânire pe pământ. Nu putem fi toți prim-ministri, nu putem fi toți artiști, nu putem fi toți, eu știu, ingineri, fiecare cuvintat de la Dumnezeu. Și așa că vreau să vă gândiți că nu toți trebuie să fie premianți și nu toți codași. Trebuie să învețe un copil în viață să se descurce. Îmi cer scuze că poate am avut o alocuțiune mai lungă, dar mi-am permis pentru că mă cunoașteți la atâta timp, cei mai în vârstă. Este mare păcat că aici la Stamate, eu știu că atunci când am venit în sat, erau niște obiceiuri extraordinare. Era formație de dansuri, era formație de căiuți, să mai păstrează așa cum ceva, dar ceva vag, așa? Păi, singurul lucru reprezentativ din Comuna Fântânel este fanfara de la Stamate, care datorită lui Vasile Leontică, care mai face ceva și mai duce numele satului Stamate pe undeva mai departe. În rest, nu este păcatoare. Ia gândiți-vă cei mai în vârstă, nu era frumos înainte când se așteptau cu ochii, cu covrigei, cu meri, cu colăcei, cu bănuți, să vii, să te uri. Și se spunea, băi, dacă vine băiet, înseamnă că și anul mai bun, dacă vine fată, eu știu, și se gândea fiecare, oarecare o fi primul. Și eu și de asta rugămintea mea mare este următoarea. Încercați pe cât posibil să vă îndrumați copiii să învețe și lucrurile astea despre tradiție, neam, dragoste de țară, dragoste de Dumnezeu, de rude, de părinți, de bunici. Încercați să învățați dumneavoastră acasă, încercați să le dați un suflu mic. Iar la școală ei vor învăța la ora aia de folclor despre tradițiile locale. Nimeni nu cere cadrelor didactice să învețe acum să meargă la conservator sau la biblioteca muzicală universitară ca să se pregătească pentru predarea acestui obiect. Sunt lucruri simple care să cunosc de cei mai bătrâni. Și dacă te duci la unul mai în vârstă și îl întrebi, bă, cum eram 50-60 de ani în sat, de Paște? Ce se făcea? Cum merge lumea la biserică? Ce era? Și știi. Și atunci vă poate spune. Și transmite și spuneți la copii. Vorba aia cam lungă. Vreau acum să vă demonstrez că dansul a adus și va aduce dintotdeauna cele mai frumoase momente din viața fiecărui om. O trăire extraordinară, jocul este atât la bucurie, este și la necaz în anumite zone, dar frumusețea jocului este extraordinară dacă înțelegi cu adevărat și porți în suflet sufletul ăsta românesc. Să urmărim acum dansatorii de la ansamblu Ciprian Porumbescu, prezentându-vă o suită de jocuri de pe Valea Seretului, de pe malul stâng și de malul drept, din zona noastră de aici, numai cât de piste Seret, de la Tudora și până la județul Vrancea. Să-i urmărim! Thank you.
Să le mulțumim acestor milionari dansatori. Vreau să fac o mică prezentare, această frumoasă suită de jocuri a fost montată de regretatul coregraf Gheorghe Popescu Județ, iar cel care lucrează în momentul de față cu colectivul de balet la